De aproape 10.000 de lei lunar are nevoie o familie de 4 persoane din România pentru a trăi decent. Este concluzia unui site care calculează costurile vieții și care situează Iașul pe locul 6 la nivel național în ceea ce privește costurile lunare. Potrivit acestei surse, în Iași costurile lunare pentru o familie compusă din 4 membri sunt de peste 9.900 de lei. O singură persoană are nevoie de 2.800 de lei lunar. Unii ieșeni susțin că suma vehiculată ar fi apropiată de nevoile lor lunare, însă în cazul unei familii mai numeroase e nevoie de un venit lunar mult mai consistent. Alții, în schimb, s-ar descurca și cu mai puțin. E reală, probabil. Acum depinde și de zona în care stai și unde locuiești, nu? Aveți un singur copil. V-ați descurca cu 10.000 de lei pe lună? Da. Cred că da. Și dacă sunt mai mulți? Vă dați seama. Normal. Veniți de mână. Da. Cash. Net. Cash. În jur de 4.500 de lei. 4.050 de milioane vechi, nu? Ceva de genul ăsta. De persoană. De persoană. Deci o familie, o familie părinți cu 3 persoane, familie 3 persoane, cel puțin 120 de lei. 12.000 de lei. Da. 12.000 de lei, da. Sunt măsurători care indică faptul că cu 10.000 de lei o familie cu 2 copii ar duce o bine. E o cifră reală? Nu știu dacă e atât de reală. De exemplu, din punctul meu de vedere, nu e atât de real pentru că medicamente sunt la centralizat, e scump, banii sunt puțini. Sunt măsurători care indică faptul că o familie, părinți și 2 copii, ar avea nevoie de 10.000 de lei pe lună pentru a o duce decent. Ce credeți? O cifră reală? 10.000? 10.000, 100 de milioane de lei vechi. Da. V-ați descurca cu mai puțin decât... Cred că ne descurcăm cu mai puțin, mai majoritatea, că nu toți avem 10.000 de lei. Care ar fi suma ideală pentru un trai decent? Nu știu venitul să vă zic lunar. Exact. Depinde dacă sunt familii care stau în chirie și automat au nevoie de banii ăștia. Sunt familii care au casă proprie și se descurcă cu salariile. Da, depinde. Mai nu puțin decât suma asta. Clar. Alții clar spun că e nevoie de mai mult. Dacă ai 2 copii... Dacă ai 2 copii, asta tocmai am zis, dacă mai stai și în chirie, mai ai și 2 copii, automat ai nevoie de mai mult de suma asta. Eu cred că vreo 50-60 de milioane. 5.000-6.000. Da, 5.000-6.000, cred. Sunt studii care spun că o familie ar duce-o bine cu minim 10.000 de lei în Iași. 100 de milioane. 100 de milioane vechi. Cred că am aici. Cred că am aici. E o cifră după mai aproape de realitate. De realitate, da, crede-me, dar cum nu le avem, nu ne mai batem cap. Potrivit studiului, cel mai scump oraș din România ca nivel de trai este Constanța. Cheltuielile depășesc 11.600 de lei pentru o familie, iar pentru o singură persoană, cheltuielile se ridică la 3.300 de lei. În Cluj, o familie cu 4 membri are nevoie de peste 10.600 de lei pe lună, iar în Brașov este nevoie de puțin peste 10.300 de lei pe lună pentru un trai decent. De menționat faptul că, în aceste cifre, nu sunt incluse chiriile pentru locuințe.